Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. România ar putea avea cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană în ianuarie. Oricum eram la o inflație foarte ridicată. În decembrie anul trecut, de pildă, România avea a doua cea mai mare inflație din Uniunea Europeană, 7%, după Cehia, care era la 7,6%, și de peste două ori mai mare decât media din Uniunea Europeană, 3,4%. Deci suntem recordmeni aici. E o veste proastă, pentru că inflația durează de ceva timp. Ne roade economiile de câțiva ani și când credeam că se mai potolește, uite că o ia din nou la picior. La telefon este analistul economic Bogdan Glăvan. Bună dimineața! Bună dimineața! De ce rămâne ridicată? Ba chiar, de ce reîncepe să crească inflația în România? Fiindcă statul duce o politică inflaționistă. Da? Că inflația nu crește de capui, adică prețurile nu cresc, fiindcă e natural să crească. Ci pentru că sunt motive politice care le fac să crească. Și dacă nu vreți să mă ascultați pe mine, este suficient să priviți în ultima prognoză BNR, sau în ultimul raport al BNR, adică într-un document al statului român, care ce ne spune? E pe site, ce ne spune? Dacă n-ar fi crescut taxele, inflația ar fi fost mai mică. În ori acum, dar și la sfârșitul primului trimestru, în martie, ar fi fost 5,6%. Dar pentru că au crescut taxele, prețurile au crescut și ele. Și nu doar despre taxe este vorba aici, ci și despre faptul că indexarea pensiilor și creșterea salariilor contribuie la acest circuit, la această spirală prețuri, salarii, despre care, datorită dumneavoastră, am mai avut ocazia să vorbim. Dar de ce ar avea interes guvernul, ca să spunem direct că statul, de fapt, în situația asta este guvernul, de ce ar avea interes guvernul să ducă o politică inflaționistă? Pentru că inflația este un impozit. Pentru că principalul beneficiar al scumpirilor este chiar statul. Cum adică? Puteți să explicați? Da, pe două canale. Unul și cel mai intuitiv de înțeles este chiar prin aspectul taxelor pe consum, pe venit pe care există. În momentul în care prețurile cresc, evident că și taxele aferente statului cresc. Și atunci guvernul colectează și el mai mulți bănuți din fiecare sticlă de lapte vândută, din fiecare mașină vândută, din fiecare chirie încasată și așa mai departe. Deci prin intermediul taxelor. Al doilea canal este dat de faptul că guvernul este cel mai mare datornic din economie. Nu doar în România, în orice țară. Și în consecință, guvernul beneficiază de pe urma devalorizării banilor, pentru că are de plătit dobânzi care în general sunt real negative sau artificial de mici oricum. Și cu cât banii se devalorizează mai repede, deci cu cât inflația este mai mare, cu atât dobânzile reale pe care le plătește el sunt mai mici, deci cu atât are mai mult de câștigat din această prismă, ca principal datornic în economie. Cu alte cuvinte, ce vreau să spun este că cu ajutorul inflației, guvernul reușește să-și mențină un deficit și o datorie publică artificial de mici, de fapt nu artificial de mici, ci mai mici decât ar fi fost dacă n-ar fi făcut inflație. Dar astfel, inflația e ca un impozit pentru stat și asta are motivul să mărească prețurile. Dar prețul este plătit de populație care își vede economiile erodate și averea la fel, erodată, nu? Absolut, pentru că populația și firmele sunt principalii creditori din economie. Deci dacă debitorul câștigă, cel care creditează sau cel care economisește, care acumulează, trebuie să producă. Da? Și atunci și dobânzi artificial de mici duc la sacrificii, la pierdere pentru deponenți, pentru investitori, nu pentru toți, dar oricum pentru marea masă. Asta este ceea ce contează. Bun, haideți să-i dăm statului, cum să spun, să presupunem că e totuși bine intenționat și că nu are încotro, că are nevoie de mai mulți bani.
dacă ar fi să stabilească inflația, adică să renunțe la politica inflaționistă, ce costuri ar presupune asta? Ce ar însemna asta? Asta e o întrebare foarte bună. După cum a ieșit din discuția de mai devreme, este evident că ar putea înlocui inflația cu alt impozit, cu un impozit transparent. Deci ar putea spune, băi, de mâine dublăm impozitul pe salarii, că asta este, nu ne ajung banii. Și ar fi o metodă democratică, adică transparentă. Doar că, evident, efectul ar fi unul recesionist, adică ar descuraja puternic firmele să mai investească, să mai facă planuri de producție și așa mai departe, ar încuraja emigrația forței de muncă, deci ar adânci România în groapă, ca să zic așa. Inflația e mult mai șmecheră. Nu-ți dă impresia că te taxează, de fapt asta face, este un impozit insidios care te păcălește. Tu îți dai seama de ce se întâmplă la oarece timp, după ce ai pierdut deja, și trăiești cu impresia că se va termina. Țin minte, în anii 90, în primii ani după Revoluție, toți românii trăiau cu impresia că gata, pâinea, laptele s-au scumpit, dar nu se vor mai scumpi în viitor. Deci s-au scumpit o dată și gata. Pentru că așteptările noastre evoluează lent. Ele sunt statice la început. Și după ce am trăit 50 de ani fără prețuri înghețate, da, deci fără inflație în comunism, după Revoluție nu ne puteam adapta la noua realitate inflaționistă. Și atunci oamenii au fost surprinși, dar nu puteau să crească, să creadă până unde vor ajunge totuși prețurile. Așa și în cazul de față, chiar dacă la o scară mai mică, oamenilor încă nu ne vine să creadă unde vor fi prețurile peste 2 ani sau peste 3 ani sau peste 5 ani. O altă metodă ar fi tăierea cheltuielilor, reducerea deficitului bugetar? Bineînțeles că despre asta este soluția alternativă pentru a stopa foamea de bani a statului. Soluția este să nu mai mănânce, adică să nu mai aibă nevoie de bani. Sunt convins că știți, ați observat ce s-a întâmplat în Argentina, unde noul președinte Javier Milei, care este de dreapta, a reușit prin politici foarte dure de reducere a cheltuielilor bugetare, a cheltuielilor statului, să obțină un excedent bugetar pentru Argentina decenii întregi. Eu personal nu sunt adeptul unor măsuri radicale și, să spun așa, de genul celor care au fost în 2010. Ci măsuri chirurgicale mai degrabă, sau hai să spunem măsuri reformiste în esență, care să nu afecteze ansamblul salariilor din sectorul public, ansamblul toate cheltuielile din sectorul public, ci acele cheltuieli, acele salarii care sunt inutile. Adică ar trebui să mergem în toate cele sute, peste 1000 de companii de stat pe care le avem. Și să vedem, companiile astea, pe de-o parte, au pierderi, pe de altă parte, au profituri, puține dintre ele, care înseamnă bani pentru stat. Și acolo ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva ar putea avea profit și mai mare. Deci ar putea aduce statului mai mulți bani. Și atunci acum ar trebui să acționăm așa. Ok, avem 1000 de companii, mult peste ce au vecinii noștri. Păi hai să le listăm pe bursă, ca să le eficientizăm. Dacă nu pot fi eficientizate, hai să închidem din ele. Sau hai să le restructurăm, hai să vedem unde sunt prea mulți oameni. Domnul prim-ministru se plângea zilele trecute că sunt prea multe concedii medicale în România pentru probleme artificiale. Păi toate aceste concedii medicale de care se plânge sunt la dânsul o grană, sunt la stat. Că la privat nu cred că acceptă niciun patron să-i stea salariatul acasă prin bolnav închipuit. Mulțumesc, foarte bună observație. Mulțumesc că a fost în direct în deșteptarea analistul economic Bogdan Glăban. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.